ne-am cretinizat și am ajuns să mergem la concerte și să ne uităm în ecranul telefonului în timp ce filmăm artistul, în loc să vedem dracu cu ochii liberi artistul, că de-aia ne-am dus la concert. Adică poți să filmezi pentru posteritate, dar ține dracu telefonul ăla într-o parte și uite-te cu ochii la artistul ăla, că e păcat, de-aia te-ai dus acolo. Adică se pierde total esența de a trăi. Pe lumea asta sunt destul de multe forme de urși, atât ca specii animale, obiecte sau mașinării. Unii foarte la îndemână sunt ursuleții de pluș, care vin sub forma unor jucării de diverse mărimi. Pe urmă sunt unii de mâncat, precum cei sub forma unor chipsuri sau faimoșii Haribo, care sunt tot de origine germană. Și evident, urșii vii din natură, care sunt probabil cei mai numeroși, atât ca număr efectiv de exemplare, cât și ca varietate de specii. Dar cred că în asentimentul nostru al bărbaților și al femeilor care sunt pasionate de mașini, ăsta este adevăratul urs pentru inimile noastre, faimosul BMW 30, o mașină care cred că este pe buzele tuturor, din păcate însă nu este întotdeauna găsibilă în niște forme de invidiat, pentru că majoritatea au fost ciungite sub tot felul de forme de tuning, cu niște jante oribile, cu suspensii care n-au nicio legătură cu formatul acestei mașini și, din păcate, cu tot felul de modificări de tip body kit și alte chestii care nu fac cinste acestui model. Așa că eu unul, întotdeauna voi prefera un urs sau orice mașină de altfel care are o patina timpului, a trecut timpul peste ea, arată uzat, dar este stock și este funcțională. Am pe strada unde locuiesc un E30 în două uși, anul are cum contemporan cu acesta, care arată folosit, are vopseaua mătuită, dar nu are niciun element adăugat sau scos ulterior, arată exact așa cum a ieșit din fabrică și îmi place mai mult decât unul din acela de la cine știe ce festival de tuning. Însă, evident, toți oamenii au drepturi să se manifeste în diverse forme, dar parcă este păcat că nu le mai vedem în forma aceea tradițională. Și chestia asta cred că este și pe oful germanilor, ca să zic așa, pentru că foarte multe au fost vândute și de aceea în prezent le-a crescut valoarea exponențial și nemții caută să importe din nou în țară modelele pe care le-au deținut în tinerețile lor, mai de mult, ca să se bucure de ele în forma aia de mașină clasică. Este una dintre cele mai căutate mașini clasice, pentru că are ceva de oferit, are o poveste de spus, a făcut legea în motorsport în diverse competiții și este o mașină care a fost vândută la nivel global și probabil undeva în lume fiecare tânăr a avut un poster cu o mașină similară, indiferent de motorizarea cu care aceasta venea echipată. E30-ul este a doua serie 3, fabricat între 1982 și 1994, în destul de multe formate de caroserie, a avut niște premiere pentru BMW, în ideea în care a avut prima dată un diesel, a fost primul break, au fost două tipuri de decapotabile, o grămadă de motoare 4 și 6 în linie, benzină, și 6 în linie diesel, atât aspirate natural cât și supraalimentate, ce dezvoltau o gamă foarte largă de puteri. Și probabil este foarte important ca generație, deoarece a dat lumii primul M3, o mașină inginerită de iscusitul Paul Roche,
un faimos inginer din curtea bavareză care a activat în domeniul de Formula 1. El este cel care a creat toată gama de motoare M, moderne până la urmă, pentru că toate sunt bazate pe același design anterior al unui motor în 4 cilindri, care a purtat diverse denumiri de-a lungul timpului, însă în forma de stradă ea s-a numit M10, un motor de 4 cilindri în linie, cu cilindre între 1,6 și 2 litri, cu bloc de fontă și chiulasă de aluminiu, pe baza căruia a fost creat faimosul S14, care la rândul său era o evoluție cu 2 cilindri minus a unui M88-3 sau a unui motor numit S38 într-o iterație ulterioară. Un motor cu pur sânge de motorsport, care a făcut ca mașina asta să aibă un competitor cu care a și împărțit cutia de viteze dogleg de la Getrag, doar pe continentul european, respectiv cu Mercedesul 190 Cosworth 2.3, 2.5, Evolution 1 și Evolution 2. Probabil v-ați dat seama deja că sunt în același cadru cu locul unde am filmat acel 190-200 diesel. Și nu este întâmplător, pentru că același proprietar o deține și pe aceasta. Dacă e să le prefere, evident o să tragă spre asta. Este o mașină care a costat exorbitant de mult pe partea de restaurare. Au fost investiți aproape 30.000 de euro în această mașină, pentru că toate elementele care sunt pe ea sunt preponderent noi, mă refer la partea cosmetică, și sunt originale BMW. De exemplu, numărul de spate, rama numărului, este cumpărată din Singapore cu aproximativ 1250 de dolari plus costul transportului, doar ca să fie ceva original și atestabil istoric. Are toate manualele de service și manualele cu care a ieșit din fabrică, are inclusiv un kit de curățare a casetofonului, având o casetă cu niște perii, și are de asemenea o casetă care prezintă cumva istoria modelului, cel puțin asta deduc din ceea ce scrie pe ea. Mașina este impecabilă, nu are niciun fel de defect, arată cum o vedeți, a trecut printr-un detailing care a fost făcut de către un pasionat BMW pe numele său Dick Dan, care are un seria 8 foarte interesant, o mașină pe care aș fi vrut să o filmez, poate o să o filmez în viitor, însă la momentul la care l-am abordat pe tip, mașina trecea printr-o amplă restaurare și puteți să vedeți pe canalul lui Mașinistul filmul respective restaurări, povestit chiar de proprietar. E clar că mașinile astea sunt genul de mașini care stau în garaje de pasionați. Sunt oameni care ar vorbi interminabil despre ele și cred că știu cel mai pasionat om care poate să se refere la această mașină. Numele lui este Cristian sau Ciprian, depinde de grupul de prieteni în care activează. Este un posesor de un model extrem de rar de M3 Evo, care valorează din punctul meu de vedere peste 200.000 de euro în forma în care este actuală. El locuiește în Craiova și are mai multe BMW-uri speciale. Recent a achiziționat un M36 BMW M3, ceva ce pe străzi pe la noi nu prea vei vedea, cu un interior deosebit de rar. Cred că este o mașină adusă din America. El este și adminul unui forum de pe Facebook special pentru E30 și acolo puteți să vă alăturați să vedeți tot felul de postări interesante în acest sens. Așa că eu îl salut cu această ocazie și sunt mândru că am avut plăcerea să conduc acel Evo într-un moment în care nu mă așteptam. E genul ăla de mașină de care abia te atingi și cu privirea, nici măcar proprietarul nu o scoate la plimbare atât de des și pur și simplu m-am trezit cu cheia în mână, du-te și condu-o, merg și eu în dreapta cu tine să mă bucur de experiență. Și am mers cu ea în Craiova, exact așa cum trebuie condusă mașina. Însă este o experiență complet analog, e o mașină care seamănă puțin estetic cu aceasta, dar n-are nicio legătură. Și prețurile lor au crescut pentru că oricum erau niște mașini speciale, dar mai exact din motivele de cerere versus ofertă. Sunt foarte căutate, așa că slabe șanse să găsești un M3 cu motorul S14 de 2.0, 2.3 sau 2.5, depinde de cilindre, cu sub 100.000 de euro preț, pentru că asta este valoarea lor de piață, știm cu toții ce înseamnă un bun de colecție. Dar această gamă n-a însemnat doar acest M3 și până la urmă M3-ul are niște particularități speciale pentru că este făcut de respectivul inginer care a făcut unele dintre cele mai puternice motoare turbo din Formula 1. Se știa că acelea țineau 2 sau 3 ture maxim pentru calificări, prima tură era pentru încălzire, a doua era ca să se dezmorțească motorul în final și a treia tură blană pentru timpul de calificare. Și făceau chestia asta sudând la propriu supapa wastegate a turbinei și generând o presiune în turbo de vreo 10 bari. Și motorul dezvolta în jurul la 2000 de cai, dar era bun doar pentru un condus de vreo 10 km maxim, pentru că asta înseamnă motorsportul. Doar că ei, bazând acel motor pe experiența de pe stradă, au luat un bloc de fontă foarte rezistent, au făcut chiulasa să respire bine, sistem cu 2 arbori cu came și aici pe supapa
clape, 4 pe cilindru, clapete individuale de accelerație și mai ales restul mașinii proiectată pentru performanțe de circuit. Altă geometrie pe parte de suspensii, mașina ușurată, frâne mai bune și evident asta înseamnă o mașină motorsport. Este o rețetă completă, nu-i vorba doar despre motor. Dar până la urmă totul a început cu prima serie 3 și cu clasele New 6, acele BMW-uri 02. Am prezentat și eu un asemenea model acum aproximativ un an, de la un proprietar din Sibiu care l-a avut în familie și l-a restaurat într-o formă foarte bună pentru cât de veche este acea mașină. Și acolo BMW a pus pe stradă prima dată un motor turbo. Este vorba de 2002 turbo, o mașină care folosea exact acel motor M10 pe care S14 de M3 E30 este bazat. La anii aia dezvolta 170 de cai și un turbo lag enorm, care făcea mașina să fie foarte periculoasă la condus și numai niște oameni experimentați puteau să învețe să conducă acea mașină. Unul din cei care a reușit pe circuit să strunească genul ăsta de mașini este Ayrton Senna, care avea o tehnică specială de a ține turbina în boost. Poate cine e pasionat și a observat picioarele lui în timpul curselor, vedea că pompa foarte tare cu accelerația de dinainte de viraj și ținea mașina într-un fel de turbare ca turbina să fie tot timpul activă și în acest fel elimina turboleagul cu mult înainte să intre în apexul virajului ca să poată să accelereze pedală capăt, așa cum se face la motorsport. Și această metodă probabil i-a adus câștiguri suficiente, însă într-un mod ironic, nu cu BMW, ci inițial într-o cursă cu mai mari Formule 1 de la perioada respectivă din 1984, într-un Mercedes 190 2.3 Cosworth. O mașină care în egală măsură merită laude cu aceasta, pentru că au concurat la același nivel în diverse competiții de DTM și au avut cam aceleași puteri, atât pe stradă cât și pe zona de circuit. În zona de stradă dezvoltau, începând cu aproximativ 170-190 de cai, de zonele unde a fost vândute și catalizatoarele necesare, și ajungeau până pe la 370 de cai în formă de circuit, motoare aspirate, fără turbo. Dar, repet, nu e totul despre performanțe și cifre, ci despre senzații. E o mașină unanim frumoasă, eu nu cred că poți să spui că are un unghi urât mașina asta, indiferent de unde ai privi-o, pentru că este extraordinar de simplă. Nu poți să spui, de exemplu, că un cub sau o sferă sunt urâte, pentru că sunt așa cum le vezi, au o singură caracteristică, o formă. Exact așa este și această mașină. Și categoric a avut fanii, pentru că de-a lungul timpului a fost produsă cu foarte mari variante de caroserie. A fost atât un coupé cu două uși, cât și un sedan cu patru uși. Este interesant de văzut că primul BMW serie 3 a avut doar format cu două uși. Sper să filmez și unul din acela în curând, pentru că cunosc unul într-o culoare foarte stridentă, care trece printr-un proces de restaurare acum. Pe urmă a apărut caroseria decapotabilă, acest cabrio pe care îl vedeți aici, a mai fost o variantă numită Baur. Baur era o firmă care recarosa BMW-uri și multe alte mașini și a făcut un fel de landaulet, adică o mașină la care se păstrase un acoperiș de tip targa cu o placă deasupra pasagerului și șoferului și o zonă de covilitiri detașabil în partea din spate. Din punctul meu de vedere, este interesantă că e rară, dar nu este la fel de proporționată și aspectoasă precum aceasta. Asta este un cabrio perfect, pentru că arată ireproșabil atât de capotat, cât și capotat, mai ales că în perioada respectivă nu existau încă hardtop-uri la un nivel foarte amplu. Ford făcuse cu modelul Galaxy așa ceva, însă se scria Galaxie, exact așa cum l-ai scrie în românește, fără Y-uri, și era un hardtop cu 4 sau 5 locuri, adică o mașină sedan mare de familie. Pe urmă au fost diverse formate de Touring, care au avut niște motorizări interesante și mai ales un sistem de tracțiune integrală. Primul, de asemenea de pe un BMW, respectiv sistemul iX, un VSCO cuplaj central, care putea să trimită și către puntea față ceva din mișcare, dar în rest toate celelalte modele au fost tracțiune spate. O gamă enormă de motorizări, de 1.6 și 1.8 litri în 4 cilindri, motoarele M10, M40, M42, diferența dintre ele fiind de format, M10 era unul vechi, M40 care le echipează și pe acesta era unul mai nou, ambele aveau un arbore cu came în forma asta, să zic așa, îmblânzită de stradă, iar modelul 318S a avut un M42, care avea doi arbori cu came și distribuția pe lanț, pe deosebire de M40, care era distribuție pe curea. Pe urmă, în perioada respectivă, la fel cum orice pasionat BMW cred că cunoaște, faptul că atunci când vedeai 20i scris pe capot, însemna că, indiferent de clasa de putere, mașina avea 6 cilindri în linie. Și chestia asta s-a întâmplat clar aici, pentru că am avut motoare din seria M20, care au avut litraje de 2.0,
2.3, 2.5 și 2.7 și au fost niște motoare foarte rare din familia M30, adică Big Six-ul, cele de 6 în linie de peste 3 litri, care erau preluate de pe seriile 5 și au fost niște motoare făcute special pentru niște modele din Africa de Sud, numite 333ES. Au fost și niște modele speciale, respectiv M3-urile, care au avut 4 iterații. M3-ul normal, cu un motor de aproximativ 2.3 litri și undeva în jurul la 192 de cai, o variantă pentru Portugalia și pentru Italia, unde motoarele de peste 2 litri erau taxate agresiv, așa că au făcut un S14 de 2 litri, care dezvolta tot 192 de cai pentru că îi se mărise raportul de compresie și era la fel de eficient. Și adevăratele performante au fost modelele Evo 1 și Evo 2, care se duceau până la puteri de aproximativ 235 de cai, aveau suspensii altfel lucrate, erau interioarele făcute cu tot felul de ediții speciale, cum ar fi, de exemplu, un interior complet învelit în Alcantara. Partea de haion, portbagajul din spate, era dintr-un fel de rășină și nu din metal, așa cum se întâmpla la acestea. Dar alea sunt niște mașini mult prea nuanțate. Adică, evident, orice colecționar și-ar dori să le aibă, dar nu sunt niște mașini de daily, așa cum este aceasta. Și mai este interesant să vedem că pe aceste mașini au fost montate niște motoare diesel de 6 în linie din familia M21, care erau atât aspirate natural, cât și supraalimentate cu turbină, dar fără intercooler și dezvoltau 88 sau 100 și un pic de cai. Evident, nu erau despre putere, ci pur și simplu despre emisii, taxe, consumuri mici, pentru că toți producătorii practicau genul ăsta de activitate la acea vreme. Motorul fusese luat de pe seria 5 contemporană din anii respectivi. Și un nucleu foarte important pentru acest model a fost la Rosslyn, în Africa de Sud, acolo unde se fabricau, alături de fabricile din Germania, unde în total s-au făcut aproximativ 2,4 milioane de exemplare în toată perioada asta de existență. Africa de Sud era ruptă de restul continentelor prin faptul că avea altă legislație, era și regimul apartheid, erau certați cu Occidentul și nu prea existau legături comerciale. Fabrica BMW de acolo a funcționat și au făcut niște modele speciale, de exemplu acel 325 ETA, care se scria E pe spate. ETA este unitatea de măsură sau, mă rog, felul cum se referă cineva atunci când vorbește despre eficiența motoarelor, acel brake thermal efficiency, care se măsoară în mililitri pe kilowatt-oră, ceva de genul. Este o unitate care, pentru un motor modern, de 41% eficiență, se situează undeva în jur de 210 grame per kilowatt-oră consum. Dar nu era vorba despre asta atunci, ci de a le face mai eficient. Și deși el se numea 3.2.5, motorul de fapt avea 2,7 litri, nu 2,5, așa cum era un M20 normal, și era practic un motor cu cursă mai lungă, cu un arbore cotit cu niște diferențe, alte pistoane ca să se poată coborâ raportul de compresie și, per total, mașina dezvolta doar 122 sau maxim 150 de cai în funcție de variantă, dar avea un cuplu simțitor mai mare în turații joase față de varianta normală. Probabil, dacă stai să o iei per total generație, cea mai echilibrată configurație a fost 325, aproximativ 170 de cai, 6 în linie, 2,5 litri, cu sau fără tracțiune integrală, 4 tipuri de cutie de viteze, atât manuale cât și automate, erau automată cu 4 trepte sau cu 3 trepte, și o cutie foarte interesantă cu viteza întâi în stânga jos, Getrag Dogleg, care a fost aplicată doar modelelor sportive, pentru Europa și atât. Și s-a mai montat și pe Mercedes-ul Cosworth 190. Și mai este ceva interesant de menționat, că și portughezii au avut acel model Baby M3-ul, acel 320ES, care împărțea motorul cu un M3, dar în cilindrie redusă, însă restul mașinii nu era la fel de agresiv făcută, alea s-au fabricat inclusiv în 4 uși. M3-ul s-a fabricat doar sub format cabrio sau coupé în 2 uși. Deci vorbim despre o mașină completă care a deschis niște drumuri, este una din preferatele lui Stratton de la M539 Restorations, are una coupé cu un motor care trebuie 6 în linie, doar că din păcate am pachetat-o după un stâlp și înțeleg că acum este în curs de restaurare, am văzut și eu niște poze la el pe canal și se pare că a reparat-o între timp, dar e vorba că mașinile astea îți transmit ceva. Pe parte de suspensie au fost foarte interesante, pentru că deși folosesc McPherson pe față, au corectat cumva supravirarea pe care o avea nativ E21, varianta anterioară, și folosesc niște brațe de tip semi-trailing arms, cum sunt numite în engleză, și nu și-au găsit șederea doar pe această caroserie, ci și pe un Z1, de exemplu, primul cupe din ăsta decapotabil, Roadster, pe care l-au făcut, iar modelele serie 3 compact E36, pentru că erau mai
curte de spate, nu ar fi putut să folosească suspensia lui E36 și au apelat la suspensia lui E30. La fel s-a întâmplat și cu seriile următoare, care foloseau suspensia de E36 pentru seriile E46 compact. Foarte interesante chestiunile astea. Și cumva vezi că au muncit la ele, adică se unez niște nuclee, atât pe parte de inginerie cât și de design. În timp ce seria anterioară fusese desenată de Paul Brack, un mare inginer, desenator de fapt, un artist auto, care își activase talentul la Mercedes anterior, a făcut seriile W114 și 115, am prezentat și un asemenea model, după aia a migrat la BMW. Însă modelele astea sunt făcute de Klaus Lute și de Boyke Boyer, doi supervizori care au colaborat și care împreună au desenat și alte modele interesante, precum E46 și modelul E31, serie 8, a cărui prezentare de asemenea o regăsiți pe canal, mulțumită unui proprietar amabil. Și pentru că mașinile astea nu sunt niciodată singure în garaj, alături de acel E31 o să găsiți și o Carrera 964 pe canal, tot a aceluiași proprietar. Așa că e mult de povestit la ele, cam asta este esența acestor mașini și îmi place să văd că s-au jucat cu configurațiile astea. Unele dintre cele mai rare și căutate sunt modelele astea din Africa de Sud, care fusese răscoase ca răspuns la cadetul GSI din perioada respectivă, din competiții, pentru a avea o bază bună și mulți le caută pentru că motorul e mare, relaxat și pot să facă modificări foarte ample la ele. Un 325E, care este de 2.7, cu arborii cu came potriviți, niște modificări de, pe parte de chiulasă, pot să-i dea o putere aspirată foarte decentă chiar și în ziua de astăzi. Am avut ocazia să văd un asemenea model și pot să spun că este brutal, adică nu ai ce să cauți cu așa pe, ceva pe stradă, în mod normal, categoric ce oferă mașina asta este suficient. Ăsta este un 318i cu motor M40 de aproximativ 116 cai, cu vreo 170 de Nm, ceva de genul, este o mașină cu minte, însă pentru că e relativ ușoară, ai 5 trepte care se simt așa energic în momentul în care le selectezi, mai ales marșarierul, și faptul că are un sunet foarte plăcut o face să fie o mașină extrem de plăcută la condus. Partea asta de decapotabil a avut 3 sisteme de acționare a acoperișului, unul manual, foarte bun, exact așa cum are și aceasta, o să vedeți că sunt niște clape interesante pe acolo, unul electrohidraulic și unul electric. Și ele s-au fabricat mai înspre sfârșitul generației, ăsta și cu breco au fost ultimele fabricate până în aproximativ 1993, respectiv 1994, și deja se intercalaseră cu nou model de E36, dar și în prezent, pentru apă, paie și bătaie pe circuit, foarte mulți caută aceste modele 325i, pentru că știu să facă drift, sunt niște baze ușor de modificat și cred că limita este bugetul și imaginația până la urmă. Dar mașina asta este făcută exact așa cum a ieșit din fabrică, având în vedere farurile galbene, este clar un model de Franța, pentru că așa aveau ei toate chestiile astea făcute atunci, și o mașină pe care o vedem în destul de multe filme. Unele de renume au fost Pretty Woman, în care Richard Gere conducea pe parcursul filmului un asemenea model fix decapotabil, și unul aproape identic și la culoare este în filmul War of the Roses, acel film în care Kathleen Turner și Michael Douglas se iubesc la propriu până la moarte, începând să își facă tot felul de tachinări. Nu înțeleg de ce nu divorțau și au ajuns până la urmă să se omoare unul pe celălalt la propriu. Și este un film care e de urmărit pentru că e destul de tematic așa actual, având în vedere scandalurile astea de cuplu de după pandemie. Și mașina asta este una dintre cele mai prezente în filme. Pe IMDCB, adică Internet Movie Car Database, o să găsești 12 pagini a câte 50 de screenshot-uri cu mașina asta în tot felul de filme, inclusiv în serialul Monk. Se poate regăsi destul de des această mașină pentru că este contemporană a acelor ani, adică o să vezi filme cu oameni cu bani, avocați, profesii liberale, medici, din 1985 până prin 1993, atunci când mașina respectivă era nouă, și evident că este o plasare comercială foarte bine făcută la acea vreme, o chestie care se face și în prezent, se făcea și atunci. Și este important că mașina asta a avut o poveste de zis și mă bucur că efectiv am un exemplar perfect lângă mine. Cred că din tot ceea ce am filmat până acum, ăsta cu Audi 80 și cu câteva serii de W190 au fost niște mașini la propriu impecabile, fără reproș. Cel puțin la cât am interacționat eu cu ea, că n-am apucat să-i desfac și nici nu o să-i desfac tot felul de subansamble, mie mi se pare că este perfectă. Hai să vă dați și voi cu părerea, după ce deschid un pic capota și vorbim sumar despre motor. Este un motor
banal din punctul meu de vedere, fără vreun lipici, fără vreo performanță. Japonezii la vremea respectivă făceau niște motoare mult mai reușite pe parte de mașini de stradă, dar iată că și nemții au putut să facă acele S14, însă nu pentru că era brandul BMW, ci pentru că Paul Roche a fost un inginer desăvârșit în Formula 1. Și el era numit Paul Kamme, adică Nocken Paul, pentru că în germană Nocken înseamnă camă, de aceea Nocken Welle înseamnă ax cu came, și omul ăla a fost din greșeală, din lipsă de personal, cândva în trecut, repartizat la departamentul de arbor cu came din divizia de motorsport și acolo a adunat experiență și a învățat să facă chiulase, exact cum Cosworth făcea chestia asta pentru Mercedes, contra cost evident, și a ajuns dintr-o întâmplare, un accident, să facă unele dintre cele mai legendare motoare. Deci dacă greșeala aia nu se întâmpla și el era pus la departamentul rulmenții, bucșe și alte chestii, probabil mașina asta nu ar fi existat în acea formă performantă. Așa că trebuie să mulțumim uneori acestor accidente ale istoriei, care ne-au dat niște mașini de poveste. La mașina asta, inclusiv deschiderea capotei este o artă. Având un sistem specific acelor ani, cu niște role în partea din spate și un sistem excentric de balamale cu partea din față. Și asta înseamnă că puteai lucra degajat la motor, deși îmi place să cred că cei care lucrează la mașina asta mai pe temeinic așa, demontează capota ca să fie mai ușor de lucrat. Iar motorul acesteia nu este unul super emotiv. Clar un 6 cilindri, indiferent de litraj și putere, ar fi fost interesant, dar cu siguranță nu e un motor nepotrivit pentru această mașină, deoarece la cabrio nu cauți să te duci, să te dai pe circuit, este vorba de plimbare. De multe ori mergi foarte relaxat și o spun în cunoștință de cauză pentru că am avut o Mazda MX-5 NB care e ușoară, are un motor puternic pentru acea greutate, dar nu-ți rupe cap, adică e o mașină foarte mișto de circuit, dar în egală măsură și una de plimbare. Cam așa este și cu asta, așa că de aceea ele au avut montate toată gama de motoare, mai puțin cele diesel, de exemplu, și anumite versiuni foarte slabe. Undeva în gama au fost și motoare de 1.6 cu carburație, special pentru Iugoslavia, cu 75 de cai, însă gama de puteri pleca de la 89 de cai pe benzină și vreo 88 de cai pe diesel și se ducea până la 235 de cai varianta aia pe benzină, dar pentru M-uri, iar variantele normale de stradă, aproximativ 168-170 de cai. Ăsta este un motor care este urmașul lui M10, care se producea de până 1962, dacă mi-aduc bine aminte, și el a avut foarte multe variante. Pe vremea respectivă era M10 un 4 cilindri scurt, era M20 un 6 cilindri mediu și M30 varianta de 6 cilindri mare. M40 vine ca o continuare care a optimizat niște chestiuni, de exemplu are compensatori hidraulici, tacheți din aia clasici, însă distribuția nu mai este pe lanț, ci este pe curea. Este singurul din generația asta care are distribuție pe curea când vorbim despre motoare pe benzină. Totodată a și fost problematică pentru că se tocește foarte des și trebuie schimbată cu grijă. Nu-i complicată operațiunea, însă dacă nu faci schimbul, papa motor. Pe cureaua de distribuție e doar două role întinzătoare, nu și pompă de apă, care este pe una din curelele de accesorii. De asemenea, motorul ăsta a primit un sistem de injecție de la Bosch. Era însă unul destul de simplist, avea o galerie simplă, fără traseu variabil și a avut și o variantă cu doi arbori cu came, dar cu distribuție pe lanț, care s-a numit M42. Aceea însă a avut și ea probleme cu lanțurile de distribuție care cedau din motivul patinelor proaste și a avut probleme și cu garnitura de chiulasă și cu faptul că un dop al circuitului de răcire crăpa și aburul încins de la antigel se vărsa direct în motor. Nu-ți dădeai seama și beleai cu zineții pentru că, evident, în loc să se plimbe ulei prin motor, se plimba o supă compusă din ceea ce cândva fusese ulei și altădată antigel. Iar motorul în sine este simplu, pentru că are o putere de aproximativ 115-116 cai și vreo 163 de Nm, are cursa mai mică decât alezajul și există și o variantă de 1.6 care are cam 102 cai și 143 de Nm. Au o galerie de admisie solidă din aliaj, clapete de accelerație pe cablu cu rampă comună de injectoare, cu acest regulator de presiune care funcționează pe bază de vacuum. Distribuția este cu acea curea simplă cu un singur arbore cu came, are sistem de aprindere cu distributor,
care e un fel de delcou și este plasat în acel capac și avem bujii separate de bobine, pentru că este practic o singură bobină de inducție pe sistemul ăla clasic vechi, nu este coil over on plug, așa cum este la motoarele mai noi. Și ce mai este la el simplist este partea de galerie de evacuare de asemenea, neavând turbo sau alte complicăciuni de genul ăsta. Simplu pe partea de catalizatoare, alea care s-au vândut în țări mai cu restricții au avut și sondă lambda pentru a-și regla amestecul evident, iar anexele motorului sunt antrenate de o serie de curele de accesorii. Are în primul rând pe pompa de apă și ventilator cu viscocuplaj, care este antrenat permanent în funcție de temperatură, dar mai are un ventilator electric care este util și pentru partea de aer condiționat. Iar pe partea de anexe este un alternator, pompa de apă băgată aici și pe traseu de exterior acolo este o pompă de servodirecție, pentru că a fost echipată cu așa ceva. Apropo, modelele alea 333, pentru că aveau motorul foarte lung, puteau fi accesorizate ori cu servodirecție, ori cu aer condiționat. Și lumea a preferat aerul condiționat în Africa de Sud, așa că cele care aveau servo aveau proiectoare, iar cele care aveau aer condiționat aveau niște guri de aerisire pentru radiatoarele alea de AC. În rest are și un mic sistem de evaporare gaze din rezervor, canistră din aceea clasică, care funcționează pe bază de vacuum și trimite în zona de admisie. Ăsta este furtunul pentru servofrâne. Opțional, asta este echipată și cu ABS și putem vedea modulul acesta clasic mare de la Bosch, care s-a montat în perioada respectivă. Rezervorul clasic de lichid de servo, care este chiar ATF, adică lichid de transmisie, fiind făcut de ZF. O problemă pentru motoarele astea mai sunt debitmetrele, care se repară destul de greu și bănuiesc că sunt destul de scumpe ca piese. Iar în rest, n-ai ce să-i faci, adică trebuie să fii atent să schimbi distribuția la timp, să ai grijă să fie uleiul curat, ca să nu se înfunde tacheția hidraulici și de preferat toate coturile astea să fie schimbate, să fie într-o stare bună ca să nu tragă aer fals. Evident, motorul fiind montat pe lung, în specific cu BMW, este și înclinat un pic pe o parte la vreo 12 grade. Supapele de admisie de asemenea sunt foarte mari pentru că sunt două pe cilindru și e un motor care are un cuplu destul de generos de jos și în rest este extrem de simplu. Evident, suspensia, bucșele de la cardan și multe chestiuni din astea care țin de tehnică trebuie văzute în timp și inspectate. Și ce la o mașină așa veche, evident, chederele sunt coapte, la mașina asta sunt schimbate, totul este nou și e clar că e o mașină de colecție, adică nu poți să o judeci din punct de vedere daily driver, deși se merge cu ea des. Și clar, e o mașină care e îngrijită, nu văd de ce n-ar putea să parcurgă 1.000.000 de kilometri. Ce mai e de văzut pe aici? Uite cât de ușor se lucra înainte la motor. Curelele de accesorii, filtrul de ulei, tubulatura asta de la admisie, rezervoarele de fluide, partea de siguranțe, modulul ăsta de ABS, radiatoarele. Adică puteți vedea chiar la Sreten pe canal, M539 Restorations, cât de ușor lucrează la aceste mașini până la urmă. Și e interesant de văzut evoluția motoarelor. M40 cu M42 au fost pe generația asta și pe urmă au fost M43 cu M44, care au venit pe E36, au adăugat galerie DISA cu clapete din alea active, aprindere mai bună, au primit distribuția pe lanț și niște îmbunătățiri din astea, dar în esență pe cea mai importantă cred că a fost faptul că a primit culbutor cu role, care însă puteau să și uzeze arborele cu camele și la asta sunt niște probleme pentru că arborele cu came este de fontă și are o uzură destul de mare și dacă sunt tocite camele, evident, motorul nu mai funcționează în parametri. E de asemenea robust pentru că deși sunt 4 cilindri, are 8 contragreutăți și 5 cuzinezi pe arbore, adică e un motor robust și e clar că nu e genul ăla de motor să te duci cu el să alergi pe circuit. E foarte potrivit pentru această mașină. Ce mai interesant de văzut la el este sistemul de decapotare. Undeva aici pe interior există o clapă, o clapă suplimentară de eliberare aici, dai frumos ăsta peste cap. Capota cu totul se ridică la mână, mi se pare cel mai bun sistem pentru că nu prea are ce să se strice. În primă fază o duci așa peste cap, ridici spatele, având grijă să pliezi geamul ăsta de plastic ca să nu crape, închizi acest segment, care trebuie apăsat cu încredere. Închizi din nou bucata asta și în momentul acesta poți să apeși pe capotă în partea din față cu încredere și ea va veni prinsă niște iale care sunt ca niște zăvoare până la urmă, ce se acționează destul de dificil cu o singură mână și practic capota rămâne închisă cam așa. Deci foarte simplă metoda de capotare.
Mai bine că nu poți să o faci dimers, adică șansa să strici un asemenea acoperiș este mult mai mică decât la un model cu acționare electrică. Iar designul, ce să zicem, este ireproșabil. Am avut tot timpul o slăbiciune pentru jantele astea stock ale lor, cu multe spițe și cu butucul central. Știu că au fost primul BMW de clasă mică care a avut 5 prezoane. Francezii puneau și 3 la vremea respectivă și e, ce să zic, la proporții mi se pare efectiv impecabilă. Arată foarte bine, nu știu, se vede că e și recondiționată și e mai mare dragul să te apropii de ea și îmi place ușurința cu care acționez toate comenzile la ea. Toate brațele astea la vedere, materialul ăsta din Dacron, ca niște blugi, așa am putea să le spunem, care se acționează foarte, foarte ușor, pentru că, v-am zis, țin minte de la Mazda pe care am avut-o, faptul că erau super fiabile. O să bag capota la loc, pentru că e mai ușor de filmat mașina așa și mi se pare că, eu zic cu soare, e frumos de mers cu ea așa. Important este că atunci când o pliezi să ai grijă la pliurile astea, trebuie să apeși și colțurile astea puternic în interior și pe urmă poți închide fără probleme această capotă. Tot în regulă. Stopurile iarăși mi-au plăcut la ea și nu-mi plac astea ciungite, tunărite. Ăsta este suportul ăla cu preț exorbitant, am putea spune. Ce mai îmi place este sunetul de închis și deschis al portbagajului, pe lângă faptul că are două amortizoare. Vei vedea mochetele originale, cricul, coarba mașinii, în partea asta triunghi și cu trusa medicală originală, acest capitonaj care este foarte rar și inclusiv în partea asta este sistemul acela de trusă, care este de asemenea completă și putem vedea că sunt chei BMW. Deci astea sunt foarte rar de întâlnit și Stratton ar fi mândru pe așa ceva. Inclusiv asta este cu cod de BMW. Un portbagaj voluminos, mai mare decât la mașinile moderne, iar sunetul acesta e foarte înfundat și premium așa la... Plus că are culoarea asta de bomboană, care e foarte drăguță. Locul în spate nu prea este, pentru că e o mașină unde scaunele vor sta tot timpul foarte în spate, însă se vede că are scaunele profilate și se stă bine în scaun, doar că nu vei avea loc la picioare. Însă pentru, de exemplu, o familie cu copil, va putea să transporte copiii foarte ok în partea din spate. Din păcate, față de mașinile noi, nu are acele elemente de siguranță suplimentare. Scaunele pot fi rabatate, au o clemă specială în partea din spate aici, și putem vedea că și oscilează în sus în momentul în care te miști așa ca să poți să intri aici. Nu pot să zic că... Da, e ok, doar că parbrizul fiind destul de jos, o să bată vântul destul de tare când mergi, dar se stă mai confortabil decât la alte mașini din gama asta, cel puțin din vremurile moderne. Scaunul ăsta are tot felul de reglaje pe partea aceasta, că de la această manetă poți să ridici, de exemplu, scaunul în sus, dar dacă o apeși, și poți să miști și spătarul să-l reglezi, iar din partea asta tot așa poți să miști tot scaunul și de la acest element se extinde perna aceasta mecanic. Accesul foarte ușor în mașină, extrem de lungă în față, având în vedere că are motorul pe lung, iar în vremea aia, la fel ca și în prezent, s-a revenit la acest stil de design. Bordul este orientat spre șofer. În torpedo mai găsim niște chestii interesante. Pe lângă faptul că avem manualul mașinii și acele elemente de curățat casetă. Ăsta este un kit original pentru această curățare și putem vedea o casetă care, odată ce e băgată în casetofon, are o mișcare de oscilare ștergând toate aceste elemente. Iar aici pare a fi o casetă care conține un fel de documentar audio plus o soluție de curățare. Deci astea sunt originale de atunci. Mă mir că au păstrat și că nu sunt nealterate. Chestiile astea pentru colecționar valorează o grămadă. Și de asemenea aici toate manualele mașinii pentru casetofon, caietul de service, opțiunea de telefon, CD changer, program de asistență, adică exact ca la o mașină modernă. Vă dați seama că noi băleam la niște daci banale pentru că din păcate altceva nu aveam.
au fost niște mașini bune în contextul nostru de țară la acea vreme. Dar uitați-vă că între 1992, adică anul la care mașina asta a ieșit pe porțile fabricii, și prezent, nu există nicio diferență de abordare pe servisabilitate. Aveai un customer care din ăsta pentru client, aveai servicii, parte de servisare, adică este o mașină care face parte dintr-un sistem. La fel cum și Daciile noastre au făcut parte dintr-un sistem, doar că din ăla greșit, cel puțin din punctul meu de vedere. Adică e bine să compari și să vezi ce au făcut alții în perioada în care tu zici că trăiai bine sau că aveai cele mai multe realizări. Asta așa ca o paranteză socială, cum îmi place mie să fac. Reglaj pentru oglinzi, stânga-dreapta evident electric, iar clapa aceasta seamănă cu cea de deschidere ușă, doar că este montată invers și este cea pentru deschiderea portbagajului. Și într-un mod afectiv, există și un ursuleț de pluș cu șapcă BMW, cu cheia mașinii, care are acel vechi logo ștanțat, care se punea și pe volanele care nu aveau ceva veleități sportive. Iar bordul acesta putem spune că este unul cu design foarte clasic. Mi-ar plăcea să văd în prezent pe digital cockpiturile astea de la BMW acest layout cu cifrele astea clasice. E o mașină foarte simplă, dar care nu duce lipsă de opționale. Ai reglaj de înălțime pentru faruri, proiectoare față-spate, butonul de comutator lumini este în partea asta de aici, o manetă pentru semnalizări și încă una aici pentru partea de ștergătoare. Avea un termometru electric care îți afișează, de fapt aici este voltmetru, ai și afișaj de temperatură, buton de avarie, încălzire pentru oglinzi în cazul de față că luneta nu este încălzită, un casetofon original pe casetă cu un fel de computer de bord în partea asta cu ceas, aer condiționat cu cuplarea de compresor aici cu selecție pentru traseul de aer și viteza pentru ventilație și reglajul de temperatură, iar în partea de aici avem și comutator pentru blocarea tuturor geamurilor electrice care au buton individual, încălzire în scaune pe câte două trepte. Aici este o brichetă care are un buton cu apăsare și un mic spațiu de depozitare aici, cu încă unul aici, puteți vedea că este totul cusut în piele, și un fel de rastel pentru 6 casete. Și în momentul în care bagi caseta aici, se ocupă acest spațiu și se înroșește căsuța asta ca să știi care din ele sunt ocupate cu acele casete. Consumul instant în bord, în partea stângă, așa cum era specific acelor vremuri, rezervorul avea indicator cu litri, nu cu procent sau cu scară, 1 pe 2, fracție, ceva de genul. Turometru, vitezometru clasice, fără niciun fel de interpretări eronate. Niște becuri de martori în partea asta, fază lungă, semnalizări și avarie și în partea aceea temperatura de antigel, plus diversi martori interesanți, cum ar fi presiunea de ulei, voltajul din baterie, care este afișat suplimentar și pe bord, senzorul de plăcuțe de frână, butonul pentru, martorul pentru frână de mână și, dacă nu mă înșel, s-ar putea să greșesc aici, ăsta e posibil să fie un contor de calitate al uleiului pe care l-am mai văzut pe mașini din perioada respectivă și nu cred că are treabă cu turometru, iar acolo este indicatorul pentru proiectoare. Ce să-ți dorești mai mult de la o mașină care se aude atât de simplu și are acel miros specific de benzină? Și ce mi-a mai plăcut la BMW-le din perioada respectivă? Marșarierul ăsta bărbătesc, adică trebuie să apeși ca lumea de el și să selectezi viteza așa. Sau îl pleznești mai hotărât, dar parcă mi-e milă de schimbător să i-o dau așa tare, ca să zic. Hai să vedem cum se simte mașina asta mers, că destul cu vorbitul și povestitul, mai contează și experiența asta auditivă. Am pus capota să nu șuiere vântul prea tare, că nu cred că s-ar fi înțeles nimic. Are un sunet mai mișto cu capota închisă și am uitat să arăt ceva drăguț, faptul că mașina are o lanternă care funcționează și de asemenea poate fi pusă la încărcat în torpedo. Este lanterna originală și de asemenea cheia de contact are un buton cu bec. Foarte drăguț. BMW-urile au semnal.
O plăcere că totuși are aer condiționat. Nu este cel mai antrenant motor, având în vedere că e un 4 cilindri micuț, nu se compară cu un 2.5 benzină, motorul corect pentru caroseria asta, dar cu siguranță te simți plăcut la volan și din exterior de către alți oameni și te simți tu plăcut conducând mașina, că despre asta este vorba. Mi se pare că e o mașină neutră, nu surprinde dinamic în vreun fel. Dar un cabrio nu trebuie neapărat să transmită senzația asta, pentru că tu le iei pentru senzația de top deschis. Problema e că vara nu e combinație, pentru că chiar și cu șapcă vei avea foarte mari probleme de temperatură. Să vedem, tot timpul sunt lucrări pe aici. O repriză e ca un diesel aspirat. Mare lucru nu se întâmplă, pentru că nu are neapărat o putere mică, adică e mai puternică decât un Opel Astra H de 1.6. Doar că ăștia n-ar mai avea ce să caute pe drumul public cu asemenea fum. Și la asta, până ajungi la 140, durează un pic. Dar, repet, nu-i vorba despre chestia asta. După cum puteți observa, nu e o mașină antifonată, pentru că are un capitonaj de pânză și e mai complicat cu izolarea lui. Dar senzația e foarte bună. Mă bucur, aerul condiționat care funcționează perfect. Acura TSX frumos, un Type-S, seamănă cu a mea, mașini din alte vremuri. Dar e o mașină de plimbărică, nu cred în vreun fel că a fost făcută ca să gonești cu ea, cel puțin nu configurația asta tehnică. Și pe autostradă e turat, adică în treapta 5 la 120 are deja 3500 de ture. Deci ca să mergi cu 140 trebuie să stai destul de turat. I-ar fi fost util o cutie mai lungă sau un 6 trepte. Rev match e interesant la ea, dar degeaba îl faci, pentru că nu trage. Adică te vor întrece multe mașini cu ea, dar cu siguranță întorci privirile dacă asta îți propui. Cred că are undeva la 4500 de rotații la 140, deci în niciun caz nu e o mașină de mers tare susținut. Nu-i făcut pentru asta, nu-i făcută pentru treaba asta. Am dat drumul și la camere, mai uit și eu din când în când să le pornesc. Important e să nu fi uitat să pornesc microfonul ca să avem sunet. Este însă o mașină oarecum dificilă și spun chestia asta în ideea în care direcția este foarte grea, nu poți parca cu o singură mână, precum podul palmei, gestul clasic. Aici se întâmplă ceva. Iar pe mijloc are o goliciune, așa, un joc în direcție. Mașina nu are nicio problemă, dar pur și simplu așa erau în anii aia făcute. Și abia niște modele performante, sportive, cred că au fost mai legate. Suspensiile sunt moi, e o mașină destul de bărcoasă, nu are o suspensie rafinată. Acum, de exemplu, merg pe niște piatră din asta, nu e o piatră cubică, sunt dale. Și simți în mașină, îi tremură, mă uit la telefoane și la camere ca un joc pe care, de exemplu, cu Mercedes-ul 190 nu-l aveam. Dar, repet, e o mașină pentru plimbare. Are însă multe turații la volan și trebuie să rotești destul de mult de el ca să poți să faci manevre de parcare. Raza de bracaj însă este bună, având în vedere că e o mașină cu tracțiune spate. Chestia asta e utilă. Și asta a fost totdeauna o parte plăcută la tracțiunile spate, că poți să faci manevre de parcare mult mai ușor. Volanul nu e nici mic, nici mare, se apucă însă foarte bine, adică ar fi la fel de potrivit și pe o mașină modernă, pentru că ai brațele subțiri și te ții ușor de el, ai vizibilitate bună în bord. Mașina are o vedere excelentă,
mai ales că gemulețele astea sunt mai jos decât restul parbrizului. Vezi colțurile botului, vezi foarte bine în față, mi se pare că e excelent spațiu vitrat la ea. Dar recunosc că pe placul meu ar fi fost un 6 în linie benzină, de preferat un 3.25 ca să fie și sunetul caracteristic și puterea. Oricum ai sunetul ăla pentru că e 6 în linie, are un sunet universal pe care îl știm cu toții. Dar unele dintre cele mai mișto 6 în linie cred că au fost pe E36. Sau, mă rog, apogeul celor 6 linie cred că rămâne totuși S54 de pe M3-ul generației E46, care avea clapete individuale de accelerație, era un motor de 354 de cai și avea și litraj mai mare de 3 litri, adică respiră bine, 6 în linie, făcut cu admisie extrem de scurtă. Până să vină valvetronicul și toate necazurile, ele aveau însă probleme cu vanusul și asta a fost problema multor motorizări din astea care au băgat distribuție variabilă, cum a fost M52, M54. De exemplu, M50-ul 6 în linie era varianta cu 6 pistoane a lui M42, urmașul ăsta care avea doi arbori cu camede, s-au legat niște chestiuni pe acolo. Cred că a fost nefericită alegerea cu relie de distribuție aici, dar cumva le-au făcut modular, pentru că și motoarele de 6 în linie erau cu distribuție pe curea, primele M20-uri. După aia au început să fie M54, de exemplu, a avut lanț, M50, M52. Dar primele serii de 6 în linie au fost pe curea și se știe că erau mai problematice. Stă bine mașina, nu mi se pare neapărat că are suspensie moale. Adică, dar chestia e că supravirează, adică aici, pac, o pierdeam dacă mai acceleram. Deci trebuie avut foarte mare grijă cu ea, pentru că nu are sisteme de tracțiune, are doar ABS. Ulterior au primit Dynamic Stability Control-ul acela, dar ți-o e original. Și chestia asta se întâmpla și cu E21, generația anterioară. Nu erau niște mașinării foarte bine reglate pe partea asta. Adică trebuie să ai tot timpul mâinile pe volan și să stăpânești manevra contravirării, pentru că altfel te faci titirez de nu te vezi. Problema e că la tracțiune spate te faci pe loc titirez, n-ar fi o problemă, dar o să intre alții în tine, asta e. Deci nu vă jucați cu ele pe drum public, că nu e ok. Și sunt niște mașini care, sincer, comparativ cu japonezele de la vremea lor, se conduceau mai prost, per total. Adică dacă iei o Honda Integra, de exemplu, cu putere similară cu a unui din ăsta, categoric aia se va conduce mai bine. Sau Nissanurile Silvia, 240 SX-urile și toate astea care aveau tracțiune spate, mergeau mai bine, dinamic, mă refer la stabilitatea pe curbe. Dar categoric, E30 a fost o mașină cât se poate de reușită pe partea asta de design, de fanbase, pentru că sunt foarte mulți care le adoră și n-ai cum să n-adori așa ceva, adică e superbă la linii. Mi se pare așa frumoasă că poți să-ți decorezi inclusiv în casă, sigur are undeva în lume, un suport de televizor cu această consolă de bord. Însă important e să fi fost luată de pe o mașină care nu mai putea fi salvată, că e păcat să ciungești o mașină din asta funcțională doar ca să-ți faci tu ceva frumos în casă. Dar aș vedea niște mobilă interesantă făcută cu mașina, cu elemente din această mașină, adică e universală linia aceasta, nu știu. Toate mașinile din perioada respectivă au avut ceva frumos. Liniile unui Golf 1, Golf 2, E30-urile astea, toate seriile 3 de fapt care erau în perioada, până în perioada respectivă, lucrările lui Bruno Sacco de la Mercedes, Paul Brack, care a fost și el la Mercedes de asemenea. Era o linie nouă de design și cred că anii 80 și 90 au reprezentat o emancipare masivă din toate punctele de vedere. Arta cinematografică, muzica, tehnologia, pentru că atunci cursa spațială a demarat maxim, deși apogeul fusese cu programul Apollo pe lună, dar au început să cadă regimurile comuniste, unii s-au descurcat mai bine decât alții după căderea acelor regimuri comuniste, dar cert e că au apărut seriale TV, branduri de ochelari, de haine, jucării. Cred că a fost cel mai mare apogeu al umanității raportat așa la timpul în care s-a întâmplat. Și chestiile astea au fost foarte bine surprinse în diverse seriale din perioada respectivă, cum era MacGyver, Miami Beach, partea asta de televiziunea acelor ani cu actorii celebri, care conduceau exact genul ăsta de mașini în acele seriale.
Și e mișto să revezi perioada aia cumva. Nu știu câți din cei care sunt tineri acum simt chestia asta, dar practic și ei trăiesc o revoluție, pentru că sunt cei care trăiesc în era tehnologizată, când telefoanele devin din ce în ce mai deștepte, totul e online, adică a avansat tehnologia, dar din păcate umanitatea acum este pe o pantă regresivă. În anii respectivi, tehnologia avansa odată cu oamenii și chiar era un beneficiu real. Acum ne-am cretinizat, adică degeaba ai telefoane cu putere de calcul de 1 milion de ori mai puternică decât racheta care a ajuns pe lună și multe chestii de genul ăsta, pentru că ne-am făcut niște legume. Adică în loc să profităm constructiv de acea tehnologie, ne-am îndobitocit. Și inclusiv eu consider că m-am îndobitocit în raport cu acum 20 de ani, pentru că toți stăm pe telefoane, totu-i pe repede înainte, adică nu folosești tehnologia ca să ai o viață mai bună. Nu mi se pare că avem o viață mai bună neapărat și cred că oamenii în perioada aia se distrau mai bine. Pentru că atunci când ieșeai din casă, priveai alți oameni, nu priveai niște aparaturi și ecrane. Acum totul e digital și cumva și industria s-a pliat pe trendul ăsta și am ajuns să mergem la concerte și să ne uităm în ecranul telefonului în timp ce filmăm artistul, în loc să vedem dracu cu ochii liberi artistul, că de-aia ne-am dus la concert. Adică poți să filmezi pentru posteritate, dar ține dracu telefonul ăla într-o parte și uite-te cu ochii la artistul ăla, că e păcat, de-aia te-ai dus acolo. Adică se pierde total esența de a trăi. Și tehnologia pe care Nokia o promova în ideea aia cu connecting people, de fapt acum este disconnecting people. Pe cât de legate sunt toate aceste servere, pe atât de dezlegați au devenit oamenii și sălbatici și cumva s-a denaturat toată viața noastră. Și cred că oricât de analog am trăit, tot avem o lume din asta digitală. Pe de altă parte, în lumina acestor lucruri, nu putem să nu observăm faptul că atunci când scăpăm de această tehnologie pentru o zi, două, un weekend, pe o drumeție la munte, îți dai seama că se poate și altfel și te bucuri foarte mult de acele zile. Adică poate acum 20-30 de ani, când nu erau atâtea telefoane, era ceva normal să mergi pe munte și să fie natură, dar nu apreciai la fel de mult. Acum însă sigur o apreciezi și cine are o viață activă cât de cât și mai face city break-uri sau, nu știu, merge pe la muzee prin străinătate sau pur și simplu pe la munte, se deconectează total. Dar asta pentru că în restul timpului are o viață nasoală. Despre asta este vorba. Dar cred că mașina asta e acel gen de catalizator al tehnologiei care te face să te cureți, este un DPF suflet de suflet. Adică tu în timpul săptămânii aduni acele particule nocive cauzate de regimul ăsta idiot de muncă și mașina asta este un mic filtru de particule care arde acele depuneri și te face să trăiești într-un mod frumos. N-aș vrea în mașina asta sau muzică nouă neapărat, nu trebuie să fie nimic high-tech, m-aș duce în locuri fără să am o navigație, doar mergând pe semne de circulație, cu o pereche de ochelari Carrera vechi, care se purtau în perioada acelor seriale și trebuie să fie o experiență complet analog. Sper că v-a plăcut această filmare, mie unul da, mulțumesc proprietarului și mai salut încă o persoană cu această ocazie, nu știu dacă a urmărit materialul sau dacă îl va urmări. Este vorba de domnul Tomuță de la Alba Iulia, un transportator care are un E30 foarte rar, cu un motor care trebuie și poate o să-l prezint cândva în viitor când îmi fac drum prin județul Alba pe acolo, dar este un om pasionat de mașini, camioane și mai ales de BMW-uri și a avut porția lui, partea lui de mașini și este genul acela de persoană care își conduce mașina cum trebuie. Am văzut niște schimbări de treaptă într-o filmare cu mașina lui impecabile, cu pedala de accelerație la podea, ceea ce puțin știu să facă. Și mai ales pasiunea pentru camioane, care pe mine unul m-a cucerit și am avut niște discuții interesante cu dânsul în privat. Deci îl salut cu această ocazie și mai ales pe voi urmăritorii care urmăriți și agreați aceste materiale și care aveți amintiri cu mașinile astea. Ziceți că n-am dreptate și că un ursuleț din ăsta stock original este infinit mai frumos decât unul ciungit cu tot felul de jante, cu camber făcut pe spate și tot felul de adaosuri de bare și chestii de genul. Adică mai miștoi mașina asta pe mâna unuia care e mai pe la vârsta a doua și poate cândva în tinerețe a și condus-o într-o formă originală și acum vrea să retrăiască perioada respectivă. Dar un copil de 18 ani
foarte slabe șanse să înțeleagă mașina asta pe deplin sau să-i placă, nu-mi dau seama, pentru că nu știu cu ce compară ei, nu le-au văzut pe stradă. Este un filmuleț celebru cu, la fel de celebru, Andy Popescu, cu care recunosc, eu personal nu rezonez, n-am avut niciun clench cu el, nu am vorbit vreodată, dar nu e genul meu de persoană din spațiu public. Nu știu cum e în privat, nu-l critic. Cert este că e un film cu el din 2003, când conduce foarte activ pe drumurile din București o asemenea mașină, un ursuleț cu motor puternic, și era filmat dintr-o altă mașină și ți arată cum este traficul din perioada respectivă. Și îți dai seama cât de mult totuși s-a schimbat și România în bine față de acele vremuri. Și e mișto să vezi toate paralelele astea ca să tragi o concluzie mai departe. Sper că v-a plăcut, ai în zona de comentarii cu amintiri, păreri, că sunt prea frumoase mașinile astea să ajungă niște epave la Rabla. Ar fi o insultă contra bunului simț ca o mașină din asta să reprezinte un simplu tichet Rabla de discount pentru o mașină plictisitoare nouă, în condițiile în care ar putea să fie salvată. Dacă sunt mașini complet mâncate de rugină, vai de steaua lor, n-ai ce să le mai faci, recondiționarea este mult prea costisitoare și fizic imposibilă. Dar dacă știi că merge, măcar vinde-l cuiva care vrea să-l facă, indiferent de prețul pe care le iei pe ea. Nu merită să o duci la casat ca să se transforme în ceva inutil și care e prozaic. E păcat de poveste. La revedere!